Ce aș dori să spun în încheiere, ca să nu mă întind la multe cuvinte, că vă sunt extrem de recunoscător. În calitatea pe care o am de a conduce o instituție proeminentă de cultură și de patrimoniu al României, care a avut ideea de a naște un program piramidal începând cu 1983, cu Târgul Meșteșugarilor Populari din România și continuat în 1990 cu acea piramidă care structurează pe 7 nivele cel mai bogat program cultural-educativ, cultural-stimulativ, cultural-demonstrativ și cultural-artistic, pe care l-am numit după modelul UNESCO, Tezaurul Manelic. Am vrut să spunem prin acest lucru că voi toți cei care ați venit la festival să ne prezentați măiestriile și tezaurile, bijuteriile de creație folclorică păstrate până astăzi, sunteți calificați de cel mai înalt for al culturii mondiale UNESCO, drept adevărate tezauri umane vii. Am spus-o mereu la Sibiu, am spus-o la fiecare ediție a festivalului și o spun și astăzi, că meritele programului Tezauri Umane Vii născut la Sibiu prin inițiativa Muzeului Astra, cu sprijinul Ministerului Culturii și Educației, cu sprijinul Ministerului Învățământului și Cercetării și cu sprijinul Consiliului Județean, nu numai din Sibiu, ci din toată țara, este acela de a aduce pe frontispiciu cultural al României de astăzi, ceea ce odinioară era un motiv, dacă nu de jenă, în orice caz, de tratare cu multă indulgență a culturii sătești, era numită categoria socială pe care voi o reprezentați, talpa țării. Era adevărat postamentul sau fundamentul civilizației noastre tradiționale. Prin meritele voastre artistice, prin evenimentele pe care noi le marcăm prin acest festival, spuneam și o spun și o voi repeta mereu, ați devenit cununa țării. Și din voi facem, în momentul intrării României în structurile Uniunii Europene, unul dintre programele culturale de mândrie, de legitimă aspirație pentru a transmite Uniunii Europene elementele cele mai vechi, unele dintre ele adevărate arhetipuri culturale, elementele de înzestrare a ceea ce este mai nobil, mai frumos, mai bogat și mai expresiv în cultura unui popor, elementele care definesc cu adevărat identitatea etnoculturală a noastră și ea reprezintă pașaportul de liberă circulație în plan european și mondial și ea ne definește pe noi în concertul cultural și dialogal al culturii popoarelor lumii. În momentul acesta invit la microfon, mulțumind încă o dată tuturor celor prezenți și în mod special directorilor centrelor județene de îndrumare, valorificare și conservare a tradițiilor populare prezenți astăzi pe scenă. Spuneam, dau cuvântul colegei mele Mirela Crețu, dânsa a fost directoarea de organizare a festivalului din acest an și nu numai, este principalul colaborator al subsemnatului în cadrul instituției cu privire la programul Tezauri Umane Vii. Îi datoresc mulțumiri pentru modul în care exemplar a organizat și ediția din acest an, cu multă stăruință, nu e ușor să faci în anul acesta asemenea manifestări de mare amploare. Mirela, te rog să-i prezinți pe oaspeții prezenți pe scenă și să sperăm că după aceea vom avea ocazia să vă invităm pe dumneavoastră și în mod selectiv să ne prezentați și câteva momente din ceea ce ați pregătit ca program pentru Sibiu. Faceți în așa fel ca lumea întreagă să vorbească despre voi, despre noi Sibiul gazdele voastre și despre noi dinpreună, cei care așezăm în constelația valorilor culturale europene Sibiul și cultura populară tradițională din România. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și mulțumesc în primul rând dumneavoastră, celor care ați acceptat pentru o săptămână să fiți alături de noi la Sibiu și să realizăm împreună o nouă imagine a capitalei culturale europene. Mulțumirile mele și ale Complexului Național Muzeal Astra se adresează în primul rând consiliilor județene din Vaslui, Dâmbovița, Cluj și Institutului Cultural Român. Am să încep prezentarea festivalului ediției din acest an prin prezentarea delegației de la Cluj. O voi face ca în fiecare an, în ordine alfabetică. Asta
Este. Nu vreau să creadă cineva că mulțumirile mele sau bucuria de a fi aici este în primul rând sau în ultimul rând sau undeva la mijloc. Programul echipei prezente la Cluj este foarte variat, este vast și reprezentativ pentru tot ceea ce înseamnă Clujul și zonele și subzonele etnografice ale Clujului. Despre ce se va întâmpla în această seară, ne va vorbi un om de cultură, o persoană deosebită și o invit alături de mine pe Maria Dan Golban, pe care îmi permis să spun că este colega noastră de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, dar și un binecunoscut interpret de muzică populară și realizator de emisiuni. Am să-mi permit să o rog pe dânsa să prezinte Clujul și momentele reprezentative ale Clujului din această seară. O să prezint cu mare bucurie ceea ce am pregătit noi, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, pentru că și de această dată ne-am străduit să venim cu elemente definitorii pentru cultura noastră tradițională, așa încât vor evolua în fața dumneavoastră membrii formației de jocuri și obiceiuri tradiționale din Frata, județul Cluj. Sunt conduși de Dumitru Moldovan și Romulus Bucur. Ne vor aduce jocuri caracteristice acelei zone minunate pe care o reprezintă. Apoi ne vom bucura de glasul inconfundabil al rapsodului popular Vasile Soboran în acompaniamentul tarafului condus de domnul Gaciu. După toate acestea, rămânem tot într-o zonă miraculoasă, dealurile Dejului, Gherla, Someș, în orice caz, și sigur vom asista cu mare, mare bucurie la punerea în scenă tot ce au pregătit membrii familiei Zegrean. Este vorba de această familie minunată, care este o mândrie pentru noi toți și care deja a purtat succese incomensurabile peste tot în lume, nu doar la noi. Sunt membrii ce formează grupul Tradiții, condus de Constantin Zegrean Istici. Cam acesta este momentul oferit de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim încă o dată și să ne exprimăm bucuria și speranța că tot ce am pregătit va ajunge, așa cum am mai spus, la sufletele dumneavoastră. O seară frumoasă însoțită de cultură tradițională! Vreau să mergem în continuare spre diplome de excelență ale grupurilor care ne-au impresionat. Grupul Tradiție al Zegrenilor din Ceaba Cluj este invitat pe scenă și pentru că astăzi ați venit in corpore, îmbrăcați în costumul popular și pentru că am o mare admirație pentru ceea ce reprezentați ca tezaur folcloric, v-aș ruga să poftiți cu toți. Dacă ar fi să mi se ceară mie părerea despre cum trebuie să arate un ansamblu care să reprezinte România în orice fel de spectacol sau competiție internațională, aș spune că unul dintre reperele pe care ar trebui să le avem în vedere îl constituie grupul Zegrenilor. Iar pe dumneavoastră v-aș reține lângă mine. Vă rog să poftiți. Am înțeles din cele discutate cu dumneavoastră că sunteți cel care ați dat pornirea, cel care ați stat la temelia, cel care ați chezășuit prin exemplu personal, acel exemplu colectiv care astăzi este demn și strălucitor nu numai pentru Cluj și pentru România. De aceea v-aș da cuvântul să spuneți câteva gânduri și sentimente
comunicându-vă totodată că din momentul acesta grupul dumneavoastră a fost primit în Academia Artelor Tradiționale. Și atunci dați-mi voi să dau celor două doamne atât de frumos împotopite, da? Timp în care aveți microfonul în mână, după care vă vom înmâna diploma dumneavoastră. Rămâneți. Da, vreau să vă bucur. Eu statele grupului. Vă rog. Și mă bucur mult. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți cuvântul în calitate de cel care reprezentați în mod oficial. Bănuiesc că sunteți și managerul de succes al acestei formațiuni. Nu sunt numai manager, sunt și membru al grupului. Grupul am înființat în urmă cu 10 ani. Și pentru faptul că dumneavoastră ați făcut o aluzie la reprezentarea în străinătate, să știți că acest grup a reprezentat România în decembrie anul trecut la manifestările dedicate intrării României în Comunitatea Europeană, manifestări care au avut loc la Strasburg. Și deci trebuie să menționăm acest lucru și am vrut să fim prezenți aici pe această scenă odată cu împlinirea 10 ani de la înființarea grupului. Grupul s-a înființat pe această, să zic așa, ca fundament, folclor, acest folclor din Ceaba și format din membrii familiei Izegrean, începând cu cel mai mare dintre frați, Mihai Izegreanu, pe care vreau să-l poftesc în față și să vă mai spun că tot repertorul se bazează pe ceea ce deține dumnealui Catezaur. Vă mulțumesc pentru aplauzele, bine merită. Este un cetăraș care a furat meseria, deci pe furat a învățat la vioară. Rețineți acest lucru și de la care toți ceilalți frați s-au documentat în așa forma un repertoriu. Aș vrea să vină lângă mine și soția, care mi este alături și este un stil de bază. Este un stil de bază al acestui grup. De fapt, lucrăm împreună. Ca să vă mulțumesc sincer mult de tot. Cred că individual toți meritați aceleași elogii, așa încât vă întoarceți acasă aureolați. Iar eu mă gândesc încă de pe acum la acea zi de reuniune internațională magică în care se vă ofer posibilitatea să evoluați așa cum mi-ați promis, cum știu că știți și cum n-ați apucat să o faceți. Yeah.
acestui grup. Vreau să vă fac prezentările acestui grup. Cred că se cade acest lucru, să-i cunoaștem. Îmi cer scuze, domn profesor. Începem cu primul de aici. Grigore Zegrean. Adolfina Rotar Zegrean. Sora Adolfinei. Fica lui Mihai Zegrean, Marina Zegrean-Mistici. Mihai Zegrean. Anuta Vortor Zegrean. Paul Rotar Zegrean. Care și Stici Zegrean. Paula Rotar Zegrean. Cecilia Zegrean, mătușa a nepoatelor de aici. Ioan Zegrean. Dați-mi voi să vă prezint și cetărașii. Doți Putiș. Dostaș Izidor. Florin Covaci. Și subsemnatul Constantin Istici. Mulțumim. Sper să ne mai vedem pe această scenă. La revedere, multă sănătate și la mulți ani.